Și ultima parte sau subiectul numărul 2 pe ziua de astăzi ar fi în felul următor. Era o fată care stătea, în care se ducea la muncă și când și când se plictisea în birou și decât să viziteze fostul ei, hai să spunem, loc, prefera ca în timpul locului de muncă sau după muncă sau oricând să se ducă cu orice băiat pe malul unui râu să se ută. Așa că vine primul băiat în timpul programului. Ea era plictisită și se duce la muncă. Se duce întâi la muncă, se duce pe mal cu el. O, ce mașină frumoasă! Haide să ne destrăbălăm un pic, să ne dăm jos textila și să ne aruncăm jos în râu, să facem o baie. După care iese și arată nurii și toate cele ca să mai facă și altceva. Doar trebuie să treacă timpul de la muncă. Bun, mai stă ce mai stă, trece și timpul, trece și următorul băiat. Și a doua zi, și a treia zi, și altă poveste mai picantă, ce mama a plecat între cracii lui și toate cele, știi? După care băieții au început să plângă și să râdă, că au luat așa fată la test drive și n-au mai găsit în viața lor așa ceva. Știi? Și apoi, într-o zi, fata, nemai având ce să facă, nemai având ce să învețe, ce să așa, se apucă să scrie memoriile, cum mi-am petrecut eu la muncă, viața, stând pe malul Teleagenului și făcând orice altceva. Și a tot scris, și a tot scris, până când a ieșit un bestseller amoros și porcos.